primul derby bucureștean al campionatului a produs și primul scandal. Conflictualul președinte al lui FC Național, Constantin Iacov, l-a acuzat pe arbitrul Cristi Balaș că s-a întâlnit cu dinamovistul Borcea înainte de FC Național Dinamo. Întâlnirea a avut într-adevăr loc, dar s-a consumat pe culoarele federației, unde o strângere de mână și două vorbe schimbate sunt normale între oameni care se cunosc. Suntem Emil Grădinescu și Bogdan Cosmescu și vă invităm la derbiul primei etape, FC Național Dinamo, în Cotroceni, unde Dinamo n-a mai câștigat din 2002. Este o partidă între două echipe care au antrenori noi și au schimbat substanțial loturile, dar au în același timp obiective îndrăzneți. Într-adevăr, Bogdan, ultimele trei jocuri din Cotroceni au revenit gazdelor, iar cel din primăvara lui 2005 la un scor uriaș, 5-1. Două echipe cu loturi schimbate și totuși cu puțini jucători noi în 11-le de bază. Sunt trei noutăți la FC Național, Cursarul, Lincar și Florentin Dumitru, și tot trei la Dinamo, portarul Moss, George Blay și Ionel Gane. Să trecem în revistă cele două echipe, să începem cu aspeții. Dinamo, în poartă este neozelandezul Moss. Patru fundași, pentru că s-a schimbat sistemul de joc la Dinamo, atât cu venirea lui Mircea Rednic. George Blay, numărul 16, Cosmin Moții, numărul 4, Ștefan, Radu Ștefan, numărul 26 și Pulhac, numărul 3. La mijloc joacă Cristea, numărul 20, Mărgăritescu, numărul 6, Tameș, numărul 28 și Cătălin Munteanu, numărul 7, iar în atac cele două vârfuri sunt Ionel Ganea, numărul 19 și Ionel Dănciulescu, numărul 10. FC Național cu Eugen Nae în trebuturi, fundași sunt Mozacu, Panc, Burcă și Ghindeanu, la mijloc Herea, Lincar, Bundea și Florentin Dumitru, în atac perechea Claudiu Drăgan și Cătălin Cursar. Cristi Balaj este cel care conduce această partidă, asistat de Zoltan Sechei și de Sebastian Stoianov. Zoltan Sechei a avut niște probleme la precedentul meci jucat între cele două echipe aici în Cotroceni. A fost 2-0 pentru FC Național, dar primul gol marcat de Griffiths a pornit dintr-o poziție clară de offside, care trebuia semnalizată de Sechei. Cristi Balaj, proaspăt întors din Polonia, acolo unde a arbitrat la turneul final al campionatului european de tineret pentru echipe de 19 ani. O primă etapă în care marele favorite la titlu au început cu remize. Steaua a făcut 0-0 la Timișoara, iar Rapidul a terminat la egalitate, 1-1 astăzi la Târgu Jiu. Dintre echipele care și-au propus ca obiectiv titlul, doar CFR Cluj a câștigat în deplasare, 3-1 la Galați. Dinamo în roșu va avea lovitura de start a acestei partide și atacă în prima repriză de la dreapta la stânga. Cristi Pulhac în imagine, fundașul stânga dinamovist, un tânăr de 22 de ani care a trecut și pe la lotul național de tinere. În tribune sunt probabil 6.000-7.000 de spectatori. Evident, galeria dinamovistă domină fondul sonor. Vremea este acum plăcută pentru joc, s-a răcorit. Terenul se prezintă bine și peste câteva fracțiuni de secundă începe campionatul, noițe de campionat aici în Cotroceni. O ultimă privire pe care Balaj o aruncă asistenților. Și începe partida. Un fluier care a marcat debutul în această ediție de campionat pentru Dinamo și FC Național. Acesta este Pulhac. Dănciulescu, noul capitan al dinamovicilor după plecarea lui Florentin Petre la ÇSKA Sofia. Cristea. Un doi cu Dănciulescu, din nou Cristea. Panelul rămâne jos, însă Dănciulescu n-a reușit să agațe această pasă dată de Cristea. Florentin Dumitru protejează mingea. Ghindeanu, Claudiu Drăgan, Cursaru, poate fi periculos, pasează bine în margine. Acesta este Herea, care pătrunde în careu șutul din unghia lui Herea, paralel cu linia porții. Blay a strâns în centru, însă și-a lăsat flancul complet descoperit. A fost o acțiune cursivă, inițiată de excelenta pasă dată de Cursaru spre Herea. Acesta este Ovidiu Herea, unul dintre cei mai buni și cei mai promițători jucători ai gazdelor, are 21 de ani, este internațional de tineret. Diagonală foarte bună, Dănciulescu dintr-o bucată. Mingea este în careu la Ganea. Așteaptă sprijin, șut dintr-o bucată a lui Tameș și tabela rămâne neschimbată.
Un singur gol a marcat Tamei sezonul trecut pentru FC Național în meciul cu Poli Timișoara. Iulian Tamei și a fost pe vremuri și în echipa națională a României. Așa este, a debutat la un România-Polonia 1-1. Un amical disputat în august 2000. Dacă mai ții minte, Adrian Ilie a înscris atunci un gol extraordinar. Acolo este și Herea. Bala ajasează zidul dinamovist. Trage Herea, mingea este deviată. Lovitură de colț. Interesant este faptul că Herea încă nu a reușit să marcheze în divizia. Cătălin Munteanu cu o încercare de angajare pentru golul lui Cristian. Adrian Cristea punctează a doua oară într-un meci oficial pentru Dinamo. Cât de simplu s-a marcat acest gol. O pasă de o precizie milimetrică dată de Cătălin Munteanu. Preluarea lui Cristea și apoi șutul excelent cu piciorul stâng. Minutul 16, 1-0 pentru Dinamo. S-a spus că este ultimul sezon în care se oferă o șansă lui Cristea la Dinamo. Pare hotărât Cristea să o fructifice. Excepțională preluare. Cei doi stopări, Burcă și Panc, întorși de Cristea din preluare și apoi un șut foarte bun. Într-adevăr, fază de maximă eficiență, pasă precisă Cătălin Munteanu. Cei doi stopări bancari reduși la tăcere de execuția tehnică impecabilă a lui Adrian Cristea. Sezonul trecut FC Național nu era echipa căreia să-i placă să fie condusă, îi plăcea să stea la cutie și să iasă pe contraatac. O tactică prin care a obținut rezultate notabile. Acum însă este 1-0 pentru Dinamo, oamenii lui Dună vor fi obligați să construiască mai mult, să-și asume mai multe riscuri. O minge respinsă de Mărgăritescu. Plecarea lui Alexa l-a făcut din nou pe Mărgăritescu titular incontestabil la Dinamo. Beneficiind de un ricoșeu favorabil, Cristea. Ce greșeală a lui Adrian Cristea. Cătălin Munteanu. Minge foarte bine plasată pentru Dăciulescu. Cristea trece pe lângă 2-0. Și cu stângul și cu dreptul era o treabă. Mai dădea un gol cu capul și era hat-trick-ul clasic. Sigur, hat-trick-ul perfect. Fază inițiată din nou de Cătălin Munteanu. Parcă n-a fost offside. Nu, n-a fost. Dăciulescu prelungește pe spate. Din ricoșeu minge ajunge la Cristea. Au lipsit vreo 10-15 centimetri pentru ca Dinamo să conducă cu 2-0. Și mai lipsit un lucru, a lipsit Șroi. Șroi nu este un jucător spectaculos, dar își făcea foarte bine treaba de mijlocaș la închidere. Cristea n-avea voie să fie atât de liber în acea zonă să poată șuta. Acum Herea. Florentin Dumitru lasă această minge, se bat Cursaru și Claudiu Drăgan. A reușit să blocheze însă Radu Ștefan până la urmă. Cristea poate declanșa un nou contraatac, o pasă foarte bună pentru Ganea. În care este Dănciulescu. Ganea este acum întâmpinat de Burcă. Respinge Panc. O fază în care apărarea lui FC Național pare vulnerabilă. O minge care a trecut prin fața lui Dănciulescu. Da, și este indirectă. Este lovitură liberă indirectă pentru că arbitru de pe linia porții. Consideră că pasa a fost dată intenționat la portar. Și cred că are dreptate. Ia să vedem reluarea. Bine, pentru Naia oricum era dificil să respingă această minge fără să pună mâna pe ea. Cred că a fost ceva intenție totuși în gestul lui Herea. Greu de spus. Herea poate invoca faptul că a avut un coechipier care a trecut pe sub minge și poate că asta l-a încurcat. Trebuie un șut bun acum pentru ca să înscrie. Este greu să marchezi dintr-o asemenea poziție. Toată echipa adversă este pe linia porții. Cătălin Munteanu, Ganea și cu Dănciulescu se sfătuiesc. Cristea este și el în zonă.
Moment, în orice caz, un moment de mare interes în această partidă. Suntem în minutul 22 și Dinamo Bistrița au mare șansă cam, să se desprindă. Cam ciudată poziția lui Nae. De regulă portarul încearcă să se plaseze undeva acolo în zid, să vedem. Cred că va încerca să iasă imediat ce mingea va fi mișcată. Nae va ieși la blocaj, va plonja practic la picioarele lui Dănciulescu, pentru că el va șuta. Mingea va fi mișcată de Gane. Este foarte importantă și sincronizarea dintre cei doi executanți. Acum trage Cătălin Munteanu. Gol, 2-0. Au început să înscrie, nu se încurcă Cristea și Cătălin Munteanu. Oricum, este o fază pe seama căreia se va discuta clar la minutul 91. Emisiune care continuă imediat după încheierea acestei partide, emisiune care debutează în forță cu imagini de la toate partidele jucate în această rundă inaugurală în divizia. 2-0 pentru Dinamo din minutul 24. Foarte bună combinație. Toată lumea, inclusiv noi, ne așteptam ca pasa să meargă la Dănciulescu. A fost însă o pasă mai lungă la un om scăpat de sub observație, Cătălin Munteanu, care a șutat perfect sub bară. Intervenția lui Nae inutilă și Dinamo se desprinde 2-0. Încep să se șteargă amintirile acelui 1-5 de aici din Cotroceni, din urmă cu 2 ani. Capturaj galben luat stupid de Cristea pentru un fault. În regulă se bagă oamenii în zidul advers când se execută de la o distanță mult mai mică. În ideea ca portarul să vadă mingea cât mai târziu, trage Cătălin Munteanu cu pământul. N-a fost nicio emoție pentru Nae, care a supravegheat mingea în aude poartă. Cătălin Munteanu a fost unul dintre golgheterii campionatului României în sezonul 96-97. Este Dănciulescu, poreclit corbul. Luptat de capa lui Dănciulescu. Foarte bine a reușit să se desprindă din marcajul adversarului. Dănciulescu este la această oră cel mai prolific atacant din campionatul României. Are 136 de goluri înscrise în divizia. Multe dintre ele însă și pentru Steaua, ceea ce nu l-a făcut prea iubit în rândul suporterilor Dinamo Bistrița. Probabil ultima fază a reprizei, care într-adevăr se încheie acest moment cu un avantaj clar pentru Dinamo, 2-0. Goluri marcate de Cristea și de Cătălin Munteanu. Un 2-0 destul de logic după ceea ce am văzut astăzi aici. Marin Dună mai are mult de lucru cu această formație. Deocamdată trecem în studio, unde veți putea urmări rezumate ale unor partide jucate în prima etapă a diviziei. Vom reveni în Cotroceni pentru partea a doua a acestui meci. Revenim pe stadionul Cotroceni pentru repriza a doua a meciului dintre FC Național și Dinamo. Este 2-0 la pauză pentru Dinamo. Goluri marcate de Cristea în minutul 16 și Cătălin Munteanu în minutul 24, după probabil cea mai discutată fază a meciului, atunci când arbitru Balaj a dat lovitură liberă indirectă din careul bancarilor, pentru că i-a pasat mozacul lui Nae. Nu, Herea, cred că i-a pasat lui Nae. O lovitură liberă indirectă care de regulă se transformă destul de greu. Însă Dinamo a găsit schema câștigătoare. 2-0 pentru Dinamo Bistrița, care s-au mișcat destul de bine în această primă repriză. Diferența au făcut-o marcatorii. Într-adevăr, Cristea și Cătălin Munteanu au fost între cei mai buni jucători de pe teren. Din Argana, în imagine, 61 de goluri a dat în divizia. A fost coleg cu Rednic la Rapid, actualul său antrenor. A intrat Roberto Iancu în locul lui Florentin Dumitru. Într-adevăr, Florentin Dumitru a apărut deocamdată destul de departe de jucătorul atât de important care era la Steaua. Începe repriza a doua, foarte repede alcătuirea celor două formații. Dinamo cu Mos în poartă, în câmp Blei, Moții, Radu, Pulhac, Tameș, Mărgăritescu, Cristea, Cătălin Munteanu, Dănciulescu și Gane. FC Național cu Nae, Ghindeanu, Burcă, Panc, Mozacu, Roberto Iancu, Lincar, Bundea, Herea, Drăgan și Cursaru.
Un duel câștigat de Talș. Blay. Urcă Dăncilescu. Pulhac, lângă el Cătălin Munteanu. Cătălin Munteanu se demarcă foarte inteligent într-o zonă liberă. Cristea cu stângul și bara îl salvează pe Eugen Naie. Încă o dată Cristea a avut foarte mult timp să preia, să-și așeze mingea în marginea careului advers. Da, iată-l pe Lincar cât de departe este, da. El este omul care trebuie să închidă acolo în fața fundașilor care vin cu vârfurile adverse. Încă o dată pasa a venit de la Cătălin Munteanu. Șut bun al lui Cristea, care trage bine și cu stângul și cu dreptul. Foarte bună preluarea lui Ganea. Dănciulescu joacă repede Dinamo. Este păcălit Ghindeanu, mingea ajunge din nou la Cătălin Munteanu. Probabil că i-a jucat terenul o festă, pentru că este o execuție care nu-l caracterizează. Dănciulescu a avut câteva secunde bune să se gândească cum trebuie să tragă. Totuși ratează. Trei goluri marcate de Dănciulescu în dubla cu Hibernians. A avut o eră întreagă să-și potrivească mingea. Blay. Blay strecoară mingea pentru Ganea. Șutul lui Ganea, neinspirat. Erau trei coechipieri care așteptau o continuare din partea lui Ganea. Cătălin Munteanu, Dănciulescu și George Blay. Aș spune că pauza nu le-a făcut bine gazdelor. FC Național a ieșit destul de dezorganizată de la vestiare. În doar 5 minute, trei ocazii importante de gol pentru Dinamo. Blay a prins curaj și iată-l reușind o pasă de calitate, o schimbare a direcției de atac. Acum Pulhac. Entuziasm firesc al galeriei dinamoviste, pentru că echipa lui Rednic joacă bine, joacă frumos. Conduce cu 2-0 și dă senzația că are meciul în mână. Pulhac schimbă foarte bine jocul pe flancul opus. Blay, cu problemele sale cronice legate de preluarea mingii. Cristea. Cei mai productivi jucători din campionatul nostru. Dănciulescu are 136 de goluri, v-am mai spus asta. Claudiu Niculescu are marcate până acum 110 goluri în divizia. Claudiu Niculescu luptă pentru această minge, urmărită de Cătălin Munteanu, gest tehnic superb al lui Cătălin Munteanu, centrare. Claudiu Niculescu însă din plonjon nu ajunge la această minge. Se resimte mozacul, dar se ridică până la urmă. Claudiu Niculescu a spus că ar vrea să-și încheie cariera la Dinamo. Vă dați seama o declarație care a mers la inimă suporterilor dinamoviști. Câțiva centimetri au lipsit pentru golul de 3-0. Încă o fază plecată de la Cătălin Munteanu. Dacă este în formă, dacă nu-l doare nimic, Cătălin Munteanu, cred că se poate gândi și la echipa națională, mai ales că Victor Pițurcă îl place, îl simpatizează. Direct pe poartă, o fază care îl surprinde pe Naie. Naie a uitat că pe teren a apărut Claudiu Niculescu și că orice lovitură liberă, așa pe o rază de 40 de metri de poarta lui, poate fi periculoasă. Trei goluri marcate din lovituri libere sezonul trecut de Claudiu Niculescu. Trei goluri dintr-un total de 10, drept însă că a lipsit mult, pentru că s-a lovit la umăr în acea dublă cu Everton. Cristea se duce în careul mic, centrarea pleacă, este însă prea scurtă.
Și Național încearcă să iasă din apărare. S-a mișcat destul de bine Roberto Iancu de când a intrat pe teren. O pasă pentru Mozacu, centrarea lui Mozacu, merge la linii limbi, penalti. Hands clar al lui Pulhac. Hands și cred că galben. Da. Cartonaș galben, a fost hands. Cristi Balaș pe fază. A văzut. Pulhac avertizat. Este roșu și... pentru că mai are un galben. Da, este al doilea galben. Da, Pulhac simte că este depășit de minge. Intervine cu mâna. Și din acest moment, iată cum se poate lansa un meci, da? Iată cum se poate lansa un meci pe care Dinamo l-a avut la discreție. Mai sunt 17 minute. FC Național are o lovitură de la 11 metri și un om în plus pe teren prin eliminarea lui Pulhac. Lipsa de experiență, pentru că poziția în care se afla Ilin, omul la care ar fi ajuns mingea, nu cred că era extrem de periculoasă pentru poarta lui Dinamo. Nu era o fază care să necesite un asemenea gest. Da, sunt niște instincte prost formate la jucătorii noștri. Mereu aceeași tentație de a păcăli arbitrul. Mos le poate contrazice acum, este șansa lui. Mihai Pank. Elan destul de mare. Mos fixat pe linia porții. Pank șutează cu o fracțiune de secundă întârziere. Îl trimite pe Mos într-un colț. Mingea în colțul celălalt. 2-1. Execuție frumoasă a lui Pank, care a înscris în poarta lui Dinamo și în primăvara lui 2004, atunci când FC Național câștiga aici în Cotroceni cu 2-0. A plecat mult prea devreme Mos, a fost victimă sigură în cazul acestui penalti. Este 2-1. Ar putea fi un gol care să dea încredere bancarilor. În startul lui la farul Constanța, Claudiu Niculescu cu un zid de 4 oameni în față. Trage Niculescu, însă nu reușește să înalțe mingea peste acel baraj făcut de fotbaliștii lui Dună. Contraatacul lui FC Național cu Roberto Iancu. L-au ghicit bancarii, trag de la orice distanță. Șutul lui Mozacu îi pune mari probleme lui Mos. Și ar trebui să pună probleme conducerii dinamoviste, cred. Nu, așa cum arată acum, Mos îmi pare un portar care s-a apucat de această meserie de un an de zile, maxim 2. A fost o preluare interesantă a lui Burcă. Burcă a simțit mâna adversarului pe el, mâna lui Cristea. A fost am prezentat în acest meci de Rednic. Mă refer la Blei și la Mos. Mozacu și Herea lângă minge, un zid din 5 dinamoviști. Alți 5 jucători bancari așteaptă în careu o eventuală respingere. Trage Herea. Balonul este deviat. Dinamoviștii cu toți în careul propriu. Mozacu. Centrare bună și Bara îl salvează pe Blei. Faza continuă. Voleul lui Burcă și este din nou corner. Foarte periculoasă această acțiune de atac a bancarilor. Blei depășit de traiectoria mingii. Încă o dată corner. A reușit cursarul, pierde duelul la cap cu Radu Ștefan. Daniel Marin, nimeni însă în acea zonă. Apare acum Mos. Probabil ultima fază a acestei partide. Mos știe că are voie să stea 6 secunde cu mingea în mână. Degajează și Balaș fluieră finalul. 2-1, victorie grea pentru Dinamo. Dinamo a avut 2-0 la pauză, goluri reușite de Cristea și de Cătălin Munteanu. Pank a redus din diferență dintr-un penalti. FC Național lasă senzația că are destul de lucru pentru a-și îndeplini obiectivul din acest sezon, să ajungă în cupele europene. Dinamo începe cu dreptul și iată, ia deja un avans de 2 puncte în fața Rapidului și Astelei, care au făcut doar egal în deplasare. Vom asculta probabil și declarațiile lui Mircea Rednic și Marin Dună referitoare la această partidă în cadrul minutului 91, transmisiunea de la stadion
Comentariul nostru se încheie aici. Bogdan Cosmescu și Emil Gădinescu vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare cu Vlad Enăchescu și invitații săi la minutul 91. Numai bine!